Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat ieri contractul de execuție a lucrărilor de modernizare a drumului județean 205R, Slobozia Ciorăști-Cotești. Peste 11.000 de locuitori din localitățile traversate de acest drum și nu numai vor beneficia de condiții mult îmbunătățite de trafic. În perioada imediat următoare vor începe lucrările de modernizare a drumului 205R după ce președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat contractul de proiectare și execuție de lucrări pentru modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu, Slobozia Ciorăști, Cotești, cu conectivitate directă la rețeaua TNT. Semnarea acestui contract a avut loc ieri la sediul Consiliului Județean Vrancea. Valoarea contractului de finanțare este de 26.474.967 lei, adică 6 milioane de euro, din care 25.593.439 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, adică 21.754.423 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 3.327.147 este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 511.868 este valoarea cofinanțării eligibile a Consiliului Județean Vrancea. Obiectivul general al proiectului reprezintă realizarea unei legături rapide și în siguranță la rețeaua de transport TNT 85 și viitoare autostradă. Obiectivele specifice se vor realiza 16.967 de metri liniar de drum județean modernizat, care va deservi deservi 11.449 de cetățeni, de persoane. Se vor realiza 1.225 de metri liniar de trotuar cu lățime de 1,50 m. Se vor monta borduri teșite, astfel încât să permită accesul persoanelor cu dizabilități la proprietăți, 20 de trece de pietoni. Un pod, se va moderniza un pod, și anume podul după râul Râmna. Se vor amenaja 28.841 de metri de rigole și șanțuri. Lungimea drumului județean modernizat, conectat la TNT, este de 16 km, 967 de metri. Se vor amenaja 170 de metri de spații verzi, elemente de siguranță circulație, 20 de treceri de pietoni, parapet metalic, 568 de metri liniar, indicator rutier, benzi rezonatoare, care vor crește siguranța circulației, confortul populației deservite de proiect. Entitățile care vor beneficia de rezultatele proiectului sunt atât comunele și localitățile care sunt traversate de traseul drumului județean 205R, comuna Gologanu, comuna Slobozia Ciorăști, comuna Golești, comuna Cotești, cât și Consiliul Județean Vrancea. Beneficiari indirecți, populația din regiunea sud-est a României și toți participanții la traficul rețelei TNT. Perioada de implementare a proiectului este 63 de luni, respectiv între octombrie și decembrie 2020, în sensul că acest proiect a fost scos la licitație, atât proiectare cât și execuție. Cât e proiectarea? Un an? Două luni proiectare și în rest execuție. Primarul comunei Vintileasca, Georgel Spătaru, și fostul viceprimar, Dumitru Băcioiu, au fost înmormântați la cimitirul din comuna natală împreună, așa cum au părăsit și această viață. Primarul Georgel Spătaru și Dumitru Băcioiu au fost conduși pe ultimul drum de peste 1.000 de persoane. Printre aceștia s-au aflat majoritatea locuitorilor comunei, președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Dănuț Cristian, primarul municipiului Focșani, Cristi Misăilă, prefectul Sorin Horna, șefa instituțiilor publice din Vrancea, consilieri județeni, primar și viceprimar ai localităților vrâncene, dar și câțiva primari din localități situate în județul Buzău. La înmormântarea celor doi a fost întreaga conducere a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea și mai mulți ofițeri și subofițeri din aceeași unitate cu care primarul Georgel Spătaru a colaborat, dar și colegi cu Mitică Băcioiu, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Vintileasca. Am venit cu mari emoții și am aflat de această tragedie, această nenorocire care s-a abătut
asupra acestor familii. Am venit pentru că domnul Georgică este fiul satului Chiurdeni. Este produsul familiei lui Nea Spătaru, Micu Spătaru și al tante Ana, părinții dumneavoastră. Și dumneavoastră, cei de la Pedreasca, l-ați adoptat. L-ați adoptat și s-a integrat nemaipomenit în rândul dumneavoastră, pentru că, de ce să nu spun, a avut porneala bună de jos. A plecat din sânul părinților, din sânul familiei, cu educația aleasă. Georgică, adevărat om, adevărat gospodar, adevărat primar, pentru că, în definitiv, ce este un primar? Primul gospodar al localității pe care o conduce. Numim eroi, pentru că ei au murit pentru o cauză, să știți. Pentru o cauză, spun. Slujba de înmormântare a fost oficiată de un sobor de 8 preoți în frunte cu părintele Macarie, starostele mănăstirii Muntioru. Cei doi au fost înmormântați așa cum au și murit, împreună. Marea majoritate, tineri sau bătrâni din Vintileasca sau din alte localități, au ținut să fie alături de primarul lor până în ultima clipă, până la groapă, momentul în care despărțirea de această lume este definitivă. Georgel Spătaru și Dumitru Băcioiu au murit vineri într-un cumplit accident rutier care s-a produs în județul Brăila. Cei doi erau în drum spre Constanța, când mașina în care se aflau a fost izbită în plin de un autoturism scăpat de sub control de un bărbat din Constanța, care nu a adaptat viteza la condițiile de drum, respectiv carosabil acoperit cu polei și ceață densă. În urma impactului, mașina în care se aflau primarul și șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență Vintileasca a luat foc. Cei doi au fost scoși din mașină de participanții la trafic care au asistat la tragedie, dar din păcate amândoi erau deja decedați și nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Precipitațiile căzute în ultimele ore pe raza județului Vrancea nu au creat probleme deosebite șoferilor. Totuși, astăzi, pompierii vrânceni au intervenit la un accident rutier produs în localitatea Suraia, în care au fost implicate o ambulanță smurt și un autoturism. Meteorologii anunță o vreme normală pentru această perioadă până la sfârșitul anului, însă cu șanse slabe de ninsoare de Crăciun. Precipitațiile căzute în ultimele ore pe raza județului Vrancea nu au creat probleme deosebite șoferilor, dar a existat și un eveniment rutier. Forțele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea și Serviciului de Ambulanță Județean au intervenit astăzi pe drumul județean 204D în localitatea Suraia la un accident rutier în care au fost implicate o ambulanță smurt și un autoturism. În urma impactului au rezultat 5 victime neîncarcerate. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, 2 dintre victime fac parte din personalul smurd. În perioada 17-20 decembrie, vremea va deveni rece, cu maxime în medie cuprinse între minus 6 și minus 2 grade și minime în medie regională între minus 10 și minus 4 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în cursul zilei de 19 decembrie și respectiv în noaptea de 19 spre 20 decembrie. Ateneul Popular din Focșani a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute Festivalul Coral de Colinde. Evenimentul, dedicat centenarului Marii Uniri, a fost organizat cu sprijinul Consiliului Local și al Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia. Sâmbătă seara a avut loc Festivalul Coral de Colinde, pastorala la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din municipiu. Evenimentul a fost dedicat centenarului Marii Uniri, fiind organizat cu sprijinul Consiliului Local al Primăriei Focșan și al Ateneului Popular. Evenimentul a fost prezentat de actrița Paula Grosu și preot profesor Valeriu Tufaru. Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l! Hristos pe pământ înălțați-vă, cântat Domnului tot pământul. Colindatul este un obicei străvechi, cei din tâi colindători au fost păstorii, care au venit la peștera luminată unde s-a născut pruncul Iisus și bucurându-se de acest semn cerești de glasul îngerilor, au vestit în cetatea Betleemului minunea la care a fost martori. Dumnezeu descoperiseră oamenilor taina cea din viața ascunsă
și de înger neștiută a întrupării Fiului Său. Olimpul este neprețuită zestre spirituală pe care o moștenim din moși strămoși. El este sfânt pentru că transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu. Pe scenă au urcat colindători, membrii ai mai multor formații corale, printre aceștia și corul de copii Acord, dirijor Verona Calmâș. Există viitor, cum spunea și domnul profesor, în muzica corală vrânceană, cel puțin, pentru că, într-adevăr, s-au înființat în ultimul timp câteva coruri în județul nostru și dați-mi voie să spun și nu greșesc pentru asta, că acest lucru se datorează, în primul rând, existenței corului de cameră pastorală, care iată a făcut 42 de ani de la existență și puterea exemplului a fost creditoare și este creditoare și sper ca cei care se vor înființa, pentru că ne dorim ca mișcarea corală să se dezvolte cât mai tare în județul nostru. Casa de Cultură din Odobești a găzduit vernisajul de grafică satirică Milco Veritas. Curatorul expoziției a fost graficianul Constantin Pavel, care de 4 decenii este animatorul graficii satirice din Vrancea. Graficianul Constantin Pavel este un adevărat ambasador cultural al județului nostru, cu premii importante în țară și străinătate. De data aceasta, ascuțimea spiritului său a fost transpusă în lucrări ce vor putea fi văzute și mai ales cugetate la Odobești. Deschiderea vernisajului de grafică satirică Milco Veritas a avut loc la Casa de Cultură din Odobești. De 4 decenii, salonul a rezistat, deoarece acest domn, numit Constantin Pavel, care acum 40 de ani se afla la Odobești, nu, domnule Pavel? La Casa Pionierilor. În ciuda timpurilor și a vitregiilor care s-au abătut după 89, când s-au găsit diferite oportunități pentru cei care lucrau în cultură să plece în presa, între ghilimele, liberă de atunci, domnia sa a rămas în grafica satirică și a neșir a dus acest salon singur. Domnul Constantin Pavel nu este
un simplu grafician. Este o instituție. Domnul Pavel, cred că va fi viitorul cetățean de onoare al Vrancei, pentru că numele său este un brand la nivel național și cunoscut mai mult decât alte nume și prenume. Din... Da. Al Japoniei. Bun, a adus premii după... A adus premii din toate țările lumii, iar cel mai recent este de la Constantinopol, adică Istanbul, unde a participat la salonul de grafică satirică Aydin Dogan. Un om de afaceri. Noi, oameni de afaceri, îi băgăm în pușcării, distrugem economia românească și în Turcia, un om de afaceri a înființat acum 35 de ani un salon de grafică satirică și face reclamă acestei țări mai mult decât un minister al culturii care nu există în Turcia. Primarul orașului Dobeș va transmite un gând de bun venit în orașul nostru. Așa cum spunea domnul director al Casei de Cultură, autoritățile publice locale a sprijinit și sprijină în continuare tot ceea ce înseamnă cultura la Odobești, astfel încât să o păstreze vie. Bun venit la Odobești, bun venit la Odobești tuturor și dacă nu ne mai vedem, sperăm să încheiem anul cultural, anul centenar cultural la Odobești, să vă spun la mulți ani, multă sănătate, sărbători fericite și vă așteptăm cu drag în orașul nostru. Caricatura este cunoscută în, sau era, vorbesc la trecut, când era presă tipărită, era cunoscută în special pe colțul unor publicații și se înțelegea printr-o caricatură un comentariu politic, satiric, sarcastic la anumite evenimente. Presa tipărită a cam dispărut în avantajul presei online și nici nu prea sunt speranțe de revenire a presei tipărite. În schimb, prin compensație în întreaga lume și chiar și în România, dar mai puțin, există foarte multe saloane și expoziții de caricatură care adună caricaturiști foarte buni, foarte buni plasticieni, foarte buni creatori de pe toate continentele. O caricatură este un fel de rezultat al unor căutări și a unor găsiri în paralel cu viața. În paranteză spus, mă bucur că expoziția este împreună cu lansarea de carte a cărții domnului Gheorghe Neagu, pentru că o caricatură este cumva un fel de poezie grafică. Adică suntem cumva pe aceeași zonă, lucrăm tot cu metafore, cu gânduri uneori chiar sensibile, doar că pendulăm între melancolie și sarcasm. Și nu sunt zone diferite, doar că sunt mijloace de expresie diferite. Constantin Pavel este de 4 decenii animatorul graficii satirice din Vrancea și unul dintre cei mai apreciați graficieni români, fiind premiat la cele mai importante concursuri internaționale. La vernisaj au participat iubitorii acestui gen de artă, elevi și profesori ai celor două licee din orașul Viilor Domnești. Desenele sunt expuse în foaierul Casei de Cultură din Odobești până în luna februarie 2019. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi acoperit, vântul va sufla moderat, temperaturile minime se vor încadra între minus 9 și minus 7 grade Celsius, iar cele maxime între minus 4 și minus 2 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!